Haideți să fie cu bună ziua și bine ați revenit pe acest canal. Am adus puiul negru de la vecinul meu, așa cum v-am spus pe clipurile trecute. Din păcate l-au avariat porumbeii. Ieri când s-a dat jos din cuib la vecinul meu, a stat prin volieră și seara când a vrut să se urce înapoi în cuib, a nimerit într-un alt cuib și l-au bătut porumbeii. Și în dimineața asta m-a sunat vecinul meu dacă îl mai au. Și am spus că o să-l iau. Este o femeluță. Acum, până la urmă, important este să se ridice și puiul ăsta la standardele volierei, cum s-a ridicat și fratele lui. Deja fratele s-a început să stea peste cap, l-am văzut ieri. A început să prezinte 2-3 tumbe. Deci, după cum v-am spus, de la vecinul meu iau calitate, nu cantitate. Așa că să vedem și pe ăsta micu ce va face. Oricum, acum arată el urât, dar în momentul când se va schimba, o să se facă un cui de care nici nu spui că a fost avariat. Deci, ăsta este. S-ar putea că astăzi o să fac un schimb cu un prieten, îi dau solzata și o să-mi dea o albă pentru bălțatul cel nou. V-am spus, mie nu îmi place solzat, am luat-o doar din lipsă de femele, dar dacă am ocazia să o dau pentru o porumbiță colorată și porumbiță pe placul meu, de ce să nu o fac? Eu și așa nu sunt cu oșa de zbor, așa că nu mă interesează să reproduc pui buni. Mă interesează ca pui să fie sănătoși. Nici de cum să fie buni pentru zbor, că, după cum am spus mai devreme, nu mă interesează oșa de zbor. Deci, da, să-l pune și pe ăsta micul pe jos, să nu-l avarieze și ai mei. Aici avem bobata, o așteptăm și pe ea să depună al doilea ou. Aici avem pe ăștia micii. Haideți că a început să ciocnească și celălalt pui al căpăcitei. Oul ăsta este al ei și puișorul este al roșilor de București. Cei de jos. Ăștia au scos și ei ambii pui. Ia uitați-i. Să vedem cât de bine o să-i îngrijească. Unul din câte am văzut ieri, cred că va ieși ceva în stilul femelei, ceva căpăcit după cum are ciocul alb și ăsta va ieși, celălalt va ieși în stilul masculului. Dar acum vom vedea. Oricum v-am spus, ăștia doi cu cei de la Undertaker vor merge la un foarte bun prieten care vrea să se reapuce de porumbei și vrea strict înfoiați, vrea să se apuce de ornament. Acum să vedem dacă o să vrea și puiuțul care va ieși astăzi de sub înfoiatul negru, să-l dau și pe el. Acum dacă vrea, eu îi dau. Nu se pune problema. Da. Să vi mai prezint pe ăștia micii. Ăsta micul care va ieși un pui foarte frumos. Deci chiar îmi place cum a ieșit cu capul roșu și efectiv are guler alb în stilul capucinilor. Deci chiar a ieșit un pui mega frumos și sper să și joace. Părinții, după cum am spus, joacă destul de bine și sper ca și juniorii să joace. Oricum v-am spus, puișorii, ăștia patru de jucători vor rămâne mult timp în volieră. Vreau să vedem dacă vor juca aproape la maturitate, cum a jucat și mama lor la ăștia doi. Să vedem și la cei de la Bimoțatul Alb cu jucătoarea bătrână, cât durează până își dau drumul puii la joc. Cum ai spus-o și pe alte clipuri, din părinți care au jocul asigurat, să zic așa, e imposibil să iasă pui care nu joacă. Și cu semi-bimoțatul ăsta, cum să-i zic. Deci, uitați-vă cât de frumos a ieșit cu semi-moțul ăsta în față. La noi, cum are el aici în față, se numește sfârnel. Nu știu în alte zone cum se numește. Coada am crezut că va ieși un fel de gri, cum e puiul de la jucătarea bătrână, dar
Este cât aici la început, în rest se face albă. Amestecată, nu știu cum să-i zic. Dar oricum, asta e o culoare provizorie, știți și voi. Că ei, poate când sunt mici, sunt albi. Albi-albi. Poate când se schimbă, le iese coada neagră sau se bobează. De exemplu, cum e bobata mea. Așa că nu se știe dacă vor rămâne strict așa. Deci, da. Să vi mai arăt pe ăștia de aici. Galbenul ăsta care se va face un mascul de milioane. Mă repet și pe clipul ăsta, dacă nu voi scoate o femelă din galbena mea, o să iau o femeluță de la vecinul meu. Oricum, un pui foarte frumos. Să le arăt și pe ăsta roșu, care ar fi femeluța, după părerea mea. Și ăsta roșu va semna contract nou. Deci ăsta roșu, cei doi de la Messi și puișorii vineți de jos vor semna contracte noi. Vor merge la un prieten. Ăștia soldații de la Liști. V-am spus că vor merge spre Dani. Și acum vedem seriile astea ce vor scoate cei care au ouat iarăși. Spunea cineva să-l opresc pe ăsta alb cu coada neagră, să-l împerechez cu puiul de la Vojra Muțată. Nu idee rea, dar la ăla vreau să-i dau totuși ceva tot din părinții lui. Să-i împerechez frații. V-am spus, nu pot să opresc chiar orice pui. Nu zic că eu pui îi dau de urât. Îi dau pentru că se fac prea mult și chiar n-am ce face cu atâția. Nu dau porumbei din cauza că sunt răi sau nu, nu reproduc, adică totul sunt pui. Nu poți să le bagi nicio vină puilor. Din bătrâni v-am spus că nu mai dau. Ce a fost de dat, am dat. Și acum a rămas doar matca. Să vă mai arăt pe ăștia. Deci, ieri, pe la ora 3:30, cam așa, 4, aveau pui niște guși, deci credeam că le explodează. Niște părinți foarte buni. Deci, îi îndoapă, nu așa. Le bagă mâncare ca lume. Cred că vor ieși ceva liști. Na, vedem mai târziu cum se vor face. Deci, în rest, dragi colegi, n-am ce să vă zic, cam asta a fost noutățile. Cu voi a fost Eddie, eu m-am dus. Ceau!